a candidaților și astăzi a mai validat încă doi candidați pentru primăriile de municipii, reședințe de județ și 4 pentru Consiliile Județene. Sunt deja 32 validați din 48. La municipiul Suceava vom candida cu primarul în funcție domnul Ion Lungu. La Zalău, cu domnul vicepreședinte Consiliului Județean Valeriu Radu Crișan. La Brașov, cu domnul primar Adrian Ioan Veștea, la Consiliul Județean. La Consiliul Județean Suceava, cu domnul Gheorghe Flutur. La Consiliul Județean Sălaș, cu domnul deputat Lucian Nicolae Bodă. La Consiliul Județean Vaslui, cu domnul deputat Florin Ciurariu. De asemenea, după discuția, analize, voturi în corațele județene, de astăzi avem încă 5, deci am ajuns la 8 conduceri unice în filialele noastre. La Alba, PNL Alba, președinte domnul Mircea Hava. La PNL Arad, președinte domnul Gheorghe Falcă. La PNL Neamț, președinte domnul Mugur Cosmanciuc. La PNL Suceava, președinte domnul Gheorghe Flutur. Și la Vaslui, domnul senator, președinte Dan Mihai Maria.